Facultățile de agricultură și specializările aferente acestora au revenit în ultimii ani în preferințele tinerilor. În Cluj-Napoca, la Facultatea de Agricultură, de pildă, intră anual peste 150 de boboci. E drept că la finalul studiilor puțin revin la propriu în agricultură. Marea majoritate a absolvenților preferă să lucreze în cercetare. Mulți dintre studenți aleg însă și calea antreprenoriatului. Își înființează ferme sau exploatații agricole pe care le administrează singuri, ba chiar devin angajatori. În Facultatea de Agricultură din Cluj-Napoca au pășit la început de octombrie 165 de boboci. Câți dintre ei au ales această facultate din proprie convingere? Greu de cuantificat, spun cei care în următorii ani vor încerca să îi învețe pe tineri cu ce să mănâncă științele agricole. N-aș putea să vă spun dacă ei au în acest moment imaginea clară a motivației pentru care au ales această facultate. Poate că unii la presiunea familiei, alții la presiunea mediului, alții pentru că cei din jur acordă importanță tot mai mare acestui domeniu. Cert este că până la urmă au ales o meserie care, conform statisticilor, se află în topul celor 5 meserii ale acestei perioade complicate economic pe care o parcurgem. Și indiferent de motivația lor, ceea ce eu le-am spus astăzi în amfiteatru studenților, ei trebuie să înțeleagă că au ales agricultura pentru că au ales știința agronomică. Știința agronomică care presupune noțiuni de creștere a plantelor, noțiuni de nutriție minerală, de mecanizare, noțiuni de inginerie genetică și de biotehnologie. Este o știință mult mai complexă, dar care în final te conduce spre o profesie, aș spune eu, onorantă, nobilă și cu onestitate, spun, extrem de dificilă. De locuri de muncă, mai mult sau mai puțin bine plătite, nu duce lipsă domeniul agricol din România. Mai greu e însă pentru angajatori să-i convingă pe tineri să profeseze în domeniul în care au studiat. În fiecare an, pe site-ul facultății și al universității, primim oferte de locuri de muncă pentru inginerii agronomi. Deci cei care doresc să-și practice profesia au unde să o facă la ora de față. Este o lipsă de ingineri agronomi pe piața muncii în momentul de față? N-aș spune că este o lipsă, doar poate că nu sunt direcționați așa cum trebuie. Sigur, ar fi alte structuri în care și-ar găsi locul inginerii agronomi, consultanții agricole ar putea să fie agronomi. Diverse structuri de la nivel regional, național, trebuie să aibă ingineri agronomi. În România există acum 4 facultăți de științe agricole și fiecare are câte minimum 5 specializări, cum ar fi agricultură, montanologie, ingineria mediului, biologie sau exploatarea mașinilor agricole.